Județul Hunedoara se numără printre cele 6 județe din țară care beneficiază de fonduri pentru dezvoltare durabilă și trecerea de la industria poluantă la o industrie verde prietenoasă cu mediul, în acord cu politicile europene în domeniu. În acest context, Consiliul Județean Hunedoara a fost gazda unei dezbateri inițiate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, cu principali actori locali interesați să implementeze proiecte cu ajutorul fondurilor din programul Tranziție Justă, antreprenori, reprezentanții administrației locale și societății civile, ONG-uri și instituții publice. Fondurile pentru tranziția justă reprezintă o gură de oxigen pentru dezvoltarea județului nostru. Industrii tradiționale precum mineritul sau siderurgia sunt pe cale de dispariție și trebuie să aducem altceva în loc pentru a asigura locuri de muncă hunedorenilor. Multe capacități industriale în principale exploatări miniere și-au închis porțile rând pe rând. Au dispărut domenii de producție conexe, iar termocentrala Mintia este în plin proces de transformare. Am văzut deja prin intermediul altor programe europene ce înseamnă să dispunem de fonduri pentru investiții. Consiliul Județean Hunedoara a făcut un efort pentru a atrage acești bani în județ. Trebuie să fim implicați cu toții, fie că e vorba de administrațiile locale sau de companii private. Să facem proiecte competitive, să obținem finanțări și să le implementăm cu succes, a declarat președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor. Prin planul teritorial pentru tranziție justă, județul Hunedoara a atras peste 500 de milioane de euro, mai mult de jumătate din această sumă fiind alocată investițiilor din Valea Jiului. De asemenea, un procent însemnat de fonduri este destinat finanțării proiectelor depuse de IMM-uri și marile companii private care își desfășoară activitatea în județ sau își deschid puncte de lucru în zonele vizate de acest program.